Bună seara, v-am zis că vă țin la curent. O dă doi o leacă pe ulei. O dă doi o leacă pe ulei, bă, dar numai Viorica să o dea pe ulei. Să vedeți ce am făcut, că am fost cu mașina la servis. Adică, dă-i frate că nu mai dădea la cheie, nu mai pornea. Bam, bam, lumini și murea motorul. Întrebai pe unul altul, băi, pompa, băi, cu tare, băi, cu tare. Eu nu mă pricep sincer la mașină, înțelegeam? Acum să vă zic sincer, găsirem o șufă și ajunsă cu nepotul până la servis. M-a costat 15 lei. Ce să vă mai zic, ajunsă la mecanic. Ia mă cum arată mașina, uite mă, asta e mașina. Nu mai merge, ia de ochie, de două ochie. Băi, dar ce vrea să zic, doctor e doctor, mă. Deci nu trebuie să vă faceți griji. Cum fac cu ăsta cu mai accelere, că am accelerat și eu când am pornit de la nouă, murea. Și a pornit. Și turație, și turație, frate. Și pe spate deja nu mai fum alb. Amestecat cu negru, dar mai puțin negru. Alb, albastru, turat, turat, turat. S-a desfăcut acolo, zice, bă, hai să mă uit în față la clapetă. La clapetă, surpriză, plină de ulei. O luăm pe mână, ulei, ulei. Zice, bă, asta a dat-o pe ulei. Varză, mănâncă ulei. Deci, problemele cu citirea și cu toate erorile s-ar putea să fie de la ulei. Mâine mă duc la mecanic, la ora 9, să umble la motor. Să... Zice că să schimbe segmenții, supape, cămăși. Abar n-am. Așa se învață mecanica, ca să știți că mai aveam eu niște probleme și întrebări, că ziceam cum să face mașina asta. Și cum arată, zice cineva, ia-ți mașină, să vezi ce de lucruri și mecanică înveți tale. Acum nu știu dacă o fi de la alea 5.000 de 6.000 de ture. Că eu le-am zis, n-am nicio vină, sincer. Le-am zis, mă iau BMW-ul pisicuță, no, luăm din asta că o consumă puțin. Și uite, ca dracu, consumă mult, mult de tot. Deci dacă Viorica mănâncă ulei, că am umblat eu odată pe la ea. Și am văzut că furase uleiul, adică era la limită acolo. Bă, nu se poate mai așa. Bătrânețea, taică, ce mai înseamnă bătrânețea? Ești în 2002, a 5-a, ce ne suntem în 2016. A 5-a, în 2016? Am 14 ani. Păi, 14 ani, mă. Mâine umblăm la motor și țineți aproape că informațiile aici le aflați. Numai dacă mergi pe teren, vezi ce se întâmplă. Adică să știe. Afli ce și cum. Că e garnitura, că e supapele. Am luat și pompă de... Nu pompă, scuze. Ce am luat, mă, ce am luat? Am luat eu ceva. Am o lipsă de calciu. De memorie. Am luat filtrul de benzină, domnule. 19 lei. Dacă e criză. 19 lei și bujile le-am schimbat. M-a costat la cele 20 de lei. Tot de criză. Sunt curios motorul, dacă e. Oricum, ca au niște piese mai bune să rezistă la turație, astea sunt depășite. Dacă nu, și am noroc și câștig niște bani anul ăsta, schimb mașina, frate. Și îmi iau eu BMW-ul și gata, frate, cu turații. V-am pupat numai bine. Aveți grijă când sunt simptome. Măi, a dat ăsta, deci mergea și începea și la relantiu. Dar mânca ulei, ci că arunca ulei în baie. Și când a deschis clapeta, adică ăla, bușonul ăla de să face la... Să te uiți la ulei, ieșea burca la locomotivă. Bă, o burelă mare. Și mi-a zis înainte să scoată. Să vezi tu acum ce aburise pe aici, mă. Mecanic, mă, de 15 ani de meserie. Oricine ghicește așa la... Asta e prorocie, direct. Mâine vă țin la curent. Urmăriți episoadele ca să vedem cum o punem la punct. Sănătatea, numai bine. Dacă mă aflu ceva șmecherii, v-am anunțat ca să știți. Deci fum albastru, fum alb, deja motorul, la revedere. Uite, găsi eu pe internet pe 3 milioane, găsesem una cu 7 milioane cu totul. A bine voia pe aia cu 7 milioane și schimb și motorul, avea și ambreiaj, nu schimb motorul cu totul. Mai. La revedere, tăi. Cât o mai duce cărța. Sănătate, mai bine, v-am pupat. Mă uitam pe la episoadele astea cu vizionările. Aștept meciul. Probleme supernova. Aici e probleme motor, o să apară probleme motor supernova.
Adică nici știi cum să mai dai. Dă-i turații că e subturată, nu-i da că nu merge, că îi face rău. Eu i-am dat și vrea și ulei, adică dă pe căpșuni. N-am ce să... Sunt mașini produse în România. Acum ne-am dat seama de calitatea mașinii. Ea ci care garanție 6.000 de kilometri. A mea are 198. Ce de azi? Adică nu e făcută modul sport așa cum îmi place mie. Orice, dar la moment de ce de azi. Să vedem următoarea garanție. O să merg tot în modul sport să vedem cât de lume mă ținește. Dacă nu îmi iau altă mașină, nu se mai poate, bă, frate, în faza asta, ce naibii, 30 la oră, păi căruța lui tata avea 35. Am upat mai bine. Și poate am recomandat ceva, că era să închid. Mai bine.